mai degrabă am garderul CFR. Nu știu, Constanțe sau Abatoare, să spunem, strada, este motelul pe dreapta Boema și pe stânga este o, un atelier de tâmplărie. Am sesizat din, deodată un capac ridicat de față, un pic. Am dat să-l oculesc, care e prin mijlocul străzii. L-am evitat foarte, nu știu cum am atins, cu roata din față, l-am ridicat, mi-am aruncat mașina sus, venea din față o mașină și trebuie să le evit, am încercat să trag stânga, dar în timp ce m-a ridicat pe mine pe mașină, mai s-a și oprit mașina în capac, cred că așa mi-au povestit cine a fost, că s-a oprit în capac, eu m-am ținut de volan și m-a izbit cu fața de parbriz și de oglinda retrovizoare. Și atunci, împânzând lumile din față, am tras stânga cât am putut, dar eu eram cu piciorul pe accelerație. Nu am putut, ca eram în picioare ridicat. Și am tras stânga și am intrat în, am înțeles, în atelierul domnului, am stricat un metru de gard și m-a apropiat aproape de nu știu cât de stâlp, chestia un stâlp. Mă consider norocos din două motive, că sunt și eu în viață, și că am reușit să evit pe cei din față. Trebuie să fie o catastrofă, fiindcă după 4 luni de zile s-au schimbat acele canale de către primărie și sunt și o grămadă de sesizări. Am înțeles, de 2 luni și ceva de zile sunt sesizări, 3-4 sesizări. Eu am trimis pe cineva în timp ce am căzut jos, am ieșit din mașină, m-am dus să pun capacul cu martorii care sunt, care au venit acolo, am pus capacul, mă trăgeau, zic, capacul, să nu se întâmple altceva. Plin de sânge, cum eram. Și când a ajuns poliția la fața locului, a sunat la cine era inginerul cu drumul și a zis că, da, într-adevăr, mai sunt încă 3 sesizări făcute. Mai sunt încă 3 sesizări și nu s-a luat măsuri. Ar trebui să întâmple o catastrofă, ca cum s-a întâmplat cu mine, să iei măsuri. Sau să fi întâmplat mai rău, să fi intrat în cei din față, să-i fi omorât sau să nu fi murit toți, în loc să facem niște sărbători, în cazul că sunt niște neglijențe, până când am înțeles și distrigazul, e un gaz, a făcut, cum se cheamă acum, au făcut reclamații ca pe acolo mai mult. Deci, în plus, oamenii de acolo poate chiar zice că domnul de la tâmplărie a făcut nu știu câte sesizări și mai pune câteodată că pe acolo este drumul când mă duc și la servicii. Și pune câte o cutie de nisip ca să mai vadă lumea să locolească. Deci, nu știu, suntem într-un secol care n-ar trebui să așteptăm atât de mult la niște sesizări, să întâmple victime sau nenorociri și la urmă să sesizăm de ce s-a întâmplat. Spuneți-mi, mașina în ce stare? Mașina este într-o stare daună totală, mi s-a zis. Fața este boțită, dacă vreți să o vedeți, vă pot da de detalii unui autosom, ceilalți, și o vedeți cum este fața, este... Nu este nu se mai poate face nimic de ea. Ce mașină aveți? Un Fiat Vea seria 3, adică acel Fiat care este făcut amestec între Fiatul Albeia și Linea. La cât considerați noastră dauna? Da, nu mă pot pronunța acum. Prima lucru, eu mă bucur că am putut să salvez pe cei din față și pe mine. Deci asta este sunt. Următorul lucru, să vedem cine o să fie și cum o să poată cineva. Îmi doresc, într-adevăr, să dea mașina înapoi. Doresc să se remedeze lucrurile astea, să nu se mai întâmple. Și parcă aș dori cineva să răspundă de ce se întâmple o victimă ca să poată să repare ceva. Aveți informații? S-a întâmplat ceva cu canalul ăla? Azi dimineață, parcă, mi s-au zis că pe canalul ăla s-a pus doar o baloză cu niște dungi, atât. Acolo trec tiruri. E drum de tiruri. Vă dați seama că un tir, dacă trece, nu-l vede. Este mic, o baloză micuță, o trece, o dă deoparte. Altul vine din spate, ia canalul din nou și sare și pățește. Poate e norocos sau poate este mai ghinionesc ca mine. Și se poate întâmpla nu știu ce catastrofe. Spuneți-mi ce vârstă aveți și cu ce vă faceți. 39 de ani, sunt coordonator la o firmă de făcut pungi de hârtie. Numele dumneavoastră? Radu Vasilică Dorinel. Mulțumesc.
Vreau să vă întreb dacă s-a prins airbag-ul, ce s-a întâmplat? Că sunteți ars la față și la ochi? Nu sunt ars la față. E de la parbriz. M-am aruncat peste volan. Deci, n-aveam ce. M-am aruncat peste volan. Ați dat cu capul în geam? Și am dat cu capul în geam și în oglinda retrovizoare. Și s-au spart acestea? S-au spart oglinda retrovizoare, da. Și ați fost afectat și la ochi? Sau? Da, mi-a intrat 3 cioburi în ochiul stâng. Da. Și în ochiul drept am avut unul singur care mi-a ieșit din ochi în timp ce eram la urgență și lăcrimam. Câte zile de spitalizare mi s-a dat? Nu știu, deocamdată sunt de sâmbătă dimineață. Nu știu. Deci ați riscat să spitalizare? Da, riscam. Dacă am avut 3 cioburi aici în stângul, vă dați seama care mi-au făcut rană. Și sâmbătă dimineață la ce oră sunt? Da. Dimineața la 6, fără 20, fără un sfert, nu știu, da. Aproximativ.